pentru prima oară pe poarta lui Arlauskis. Dar într-adevăr Boli pare să-l fi împins pe Mateo. Golul anulat al CFR-ului rămâne în continuare 0-0 și o primă fază. Penalti dat de Ovidiu Hațegan la această împingere a lui Kelici. Așa cum s-a anulat golul de mai devreme, așa se dă acum acest penalti. Deac pentru Camora, vine centrarea de pe stânga. Păun are prin planul, simte pune mâna acolo pe Păun, împinge ușor Kelici. Însă cred că mai degrabă trebuia să dea drumul, să lase golul anulat și aici să nu dea penalti. În fine, toate aceste faze vor fi analizate și în pauza acestei partide în emisiunea Fotbaluc și la finalul ei. Juan Emanuel Culio la punctul cu VAR. Fluieră Hațegan, Culio, gol! Gol, minutul 12. CFR Cluj o conduce pe Universitatea Craiova cu 1-0 prin golul marcat de Culio din penalti. L-a reușit acum numărul 5 în acest sezon, Juan Emanuel Culio, argentineanul CFR-ului, pare să fie aprins hora bucuriei în Gruia, însă au fost două faze ciudate petrecute în careul Craiovei în doar două minute, o execuție perfectă a lui Culio. La meciul cu numărul 165 în tricoul CFR-ului, Juan Emanuel Culio marchează într-un meci atât de important. Al 54-lea gol al CFR-ului în această stagiune. Cel marcat de argentinianul Juan Emanuel Culio. La minge, față în față cu Dimitrov. Scoate în afara careului pentru Camora. Djokovic a încercat să așeze mingea pentru Bordeanu, trage Bordeanu! Ce torpilă are Bordeanu, Pileaceli îi scoate de la vinclu. Ne aduce o aminte de golul marcat de Bordeanu în meciul cu Astra din play-off pe acest stadion. Ce gol important, dar ce paradă are Pileaceli, scoate mingea din vinclu. Oh, bun șutul lui Bordeanu, corner pentru CFR Cluj. Trage Fedele, un balon de viață, Arlauskis! Scoate cala handball, șutul lui Andrei Cristea, ce ocazie uriașă are Craiova! Într-adevăr, prima mare șansă pentru craioveni, o șansă de aur, însă Arlauskis a avut o paradă fantastică. Cicâldău bate lovitura de la colț, Bărbuț, nu e cea mai bună pasă pentru Cicâldău, balon întors în spate, Briceag, minge care se duce peste poarta lui Arlauskis, Craiova putea egala la Cluj. Și-a arătat colții echipa lui Corneliu Papură acest avantaj de 1-0, e unul fragil. Ai și o poziție suspectă de offside aici la Cristea. Ce execuție are noarul Craiova. Deac în această seară la meciul cu numărul 250 pe prima scenă. Să vedem centrarea de carului de la CFR cu piciorul stâng spre bara a doua. Gol! Anulat CFR-ului în meciul de astăzi pe motiv de offside. Cred că a plecat prea repede Omrani, da, e o decizie bună de la margine, e offside la Omrani, offside la limită, dar e offside. Bine a văzut ușierul Bordeanu, CFR-ul se aruncă din nou în atac. Deac la marginea careului reușește să prelungească până la Omrani, blochează Pileaceli, din nou fanionul ridicat pentru încă o poziție de offside la același Bilel Omrani. N-are răbdare francezul CFR-ului și din nou pleacă prea repede. Pasa lui Deac îl prinde în offside pe Omrani. Offside.
condus de Mădălin Negoiță pentru emisiunea Fotbaluc. Să vedem aici un fault al lui Hoban, mi s-a părut acolo. Mi s-a părut că e penalti, s-a oprit și Hațegan, s-a oprit toți jucătorii Craiovei. Însă arbitrul a lăsat jocul să continue. E o împingere a lui Hoban. Dacă dai penalti în prima repriză, dai și acum. Minutul 93, centrare, lovitură de cap pe lângă poartă. Încă o ocazie monumentală a Craiovei. Să nu poți înscrie din astfel de ocazii. N-a putut Forteș, n-a putut Cristian, n-a putut nici Kelly.